Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom vorbi despre investițiile în ceea ce înseamnă viitorul personal din domeniul sănătății. Și o să vedeți despre ce este vorba pe parcursul discuției cu invitatul meu, domnul Edmond Ciumașu, director Școala Post-Liceală Sanitară de Stat Grigore Ghica Vodă din Iași. Mi-am și notat ca să nu greșesc. Bună ziua, domnule director, bine ați venit în platourile noastre. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Școală post-liceală sanitară. Asta presupune că cei care termină liceul pot veni la școala dumneavoastră pentru a se forma pe ce specialități? Da, informația este corectă. Absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, conform prevederilor legii educației, pot urma o școală post-liceală. În cazul de față, o școală post-liceală sanitară. Noi oferim de ani de zile trei calificări profesionale. Școlarizăm pentru trei calificări profesionale: asistenți medicali generaliști, cei mai mulți dintre ei, asistenți medicali de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, asta este titulatura completă a specializării, și asistenți medicali de farmacie. Și asistenți medical de farmacie. Păi eu, dintre toate aceste specializări, eu presupun că cei de la balneokinetoterapie și recuperare ar trebui să fie cu ponderea cea mai mare. De ce? Pentru că după ce termină școala post-liceală și au calificarea, pleacă în străinătate, unde sunt cerințe mari de astfel de cadre medicale cu studii medii. Pentru că ați deschis această temă, țin să vă precizez că cei care pleacă în țările Uniunii Europene și chiar în țări extracomunitare sunt absolvenții de la specializarea asistenți medicali generaliști. Aceasta fiind o profesie reglementată la nivelul Uniunii Europene. Din motive, din rațiuni lesne de înțeles și pentru a asigura o inserție mai rapidă pe piața forței de muncă din Uniunea Europeană, cele mai multe dintre țările Uniunii Europene înregistrează de o bună perioadă de timp un deficit în ceea ce privește asistenții medicali. Și în felul acesta încearcă să simplifice, să recruteze, să punem zicem totuși niște ghilimele acolo, așa, recruteze, da, fiindcă ne-au obligat, din nou punem ghilimele și pe noi, să introducem în formarea asistenților medicali generaliști niște programe care să fie agreate la nivelul tuturor țărilor Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, diploma care obțin asistenții medicali generaliști de la școala post-liceală este recunoscută în toată Uniunea Europeană. Corect. Păi, în cazul ăsta, ce am putea face sau ce ar trebui să facem să-i ținem aici, la noi, în țară, că, vorba aceea, nici noi nu o ducem prea bine cu cadrele medicale medii, nu? Nu trebuie să facem nimic. Nu. Și este bine că nu venim cu măsuri administrative sau de alt ordin care să-i constrângă să rămână în România împotriva voinței lor. E un proces firesc de reglare a cererii și a ofertei și am să vă dau un exemplu cât se poate de concret. Dacă acum câțiva ani, 5, 6, 7 ani, mai bine de jumătate dintre absolvenții noștri alegeau să plece în țări ale Uniunii Europene, această apetență pentru a lucra în afară a scăzut foarte, foarte mult. Puțin dintre absolvenții Școlii Post-Liceale Sanitare Grigore Ghica Vodă din Iași și, în general, să știți, ai Școlilor Post-Liceale Sanitare, aleg acum să plece în afară. Sau mult mai puțin comparativ cu acum 5 ani. Să spunem 2018, 2016. De ce? Și noi ne-am pus această întrebare. Mai trebuie să știți, e un lucru știut, că nivelul salarial al asistenților medicali a crescut în România, da? Nu e niciodată de ajuns. Știm foarte bine. Iar raportat la responsabilitățile și la fișa postului unui asistent medical generalist care lucrează într-o clinică de spital, acest nivel de salarizare nu este satisfăcător. Dar asta este o altă problemă pe care nu o atingem noi aici. Deci au crescut salariile, au crescut, să știți, și exigențele absolvenților noștri. În ce sens? Vin acum foarte mult
niște firme care încearcă să îi coopteze. Din timpul școlii? Încă din timpul școlii. În speță încă din anii, din anul 3 de studiu, anul de finalizare a studiilor. Și noi le facilităm acest contact direct între elevi, elevii de anul 3, și aceste firme, pentru a nu se întâlni în oraș, în nu știu ce locații obscure. Da, da, da. Și atunci am convenit următorul lucru împreună cu ai mei colegi. Să vină fiecare aici, să le prezinte oferta. Da? Să le prezinte condițiile de lucru din afară. Uh-huh. Și dacă ei doresc, fiind oameni maturi, oameni adulți, în toată firea, care își asumă drepturi și obligații, își asumă responsabilitatea în legătură cu propriul destin profesional, dacă aleg să plece, n-au decât să plece. Aleg în cunoștință de cauză cu tot ceea ce înseamnă plecarea în străinătate. Tot ce înseamnă plecarea în străinătate, inclusiv, dacă vreți, dezrădăcinare, inclusiv renunțarea la un stil de viață care ne este specific și așa mai departe. Cu care s-au învățat, pentru că acum, doamnelor și domnilor, acum trebuie să recunoaștem faptul că dacă plecați în străinătate, să nu credeți că stau acolo câinii cu covrici în coadă, v-ați plecat asfalt. Nu stau. Deci în străinătate se muncește. Într-adevăr, munca este bine plătită în străinătate. Cât muncești, primești bani. Bun, domnule director, vreau totuși să vă întreb un lucru. Pentru că în viața de zi cu zi, mulți pacienți ai spitalelor, ai clinicilor medicale, se plâng de modul în care interacționează asistenții medicali cu ei, cu pacienții. La școala post-liceală există un curs de, nu știu, poate psihologie. Dom'le, trebuie să-i acorzi întreaga atenție pacientului, că ăla este suferindu. Adică tu ești asistent medical, știi ce trebuie făcut, dar acordă-i și acea atenție. Sunt multe cazuri în care persoane în vârstă în spital sunt tratate puțin așa mai dur de către asistenții medicali. Dumneavoastră ați ridicat una dintre problemele nevralgice ale sistemului de sănătate românesc și aș spune nu doar românesc. Și anume modul în care se empatizează, se comunică cu pacientul, cu familia, cu aparținătorii, e una dintre problemele, cred că, cel mai des ridicate de către pacienți. Și să nu uităm nicio clipă că fiecare dintre noi, înainte de a fi profesioniști la locul nostru de muncă, putem să fim și pacienți într-un spital. Doamne, ferește, nu doresc nimănui, dar... Acum, ca să nu fac niște aprecieri de ordin general legat de acest aspect, ce pot face școlile post-liceale sanitare? Școlile post-liceale sanitare au un program de pregătire al unui asistent medical generalist, pentru că pe ei îi întâlnim cel mai des în spital, da? Au niște module specifice care vin să completeze pregătirea lor din acest punct de vedere. Vă dau un exemplu. Există în anul întâi un modul care se numește Leadership și comunicare profesională. Da. Deci mă învață cum să comunic. Acum, nu vreau să fiu răutăcios. Avem noi foarte mulți experți în comunicare la nivelul societății. Toată lumea vorbește despre comunicare, toată lumea vorbește despre empatie. Comunicarea profesională se face, în domeniul medical, se face într-un anume fel, corect, evident. Avem de asemenea module, tot în anul întâi de pregătire, module de psihologie generală și medicală, de sociologie și antropologie. Trebuie să știți că un asistent medical generalist nu studiază doar medicină internă și chirurgie. Studiază un set de module agreat de Uniunea Europeană. Fac aici o paranteză, dacă mi este permis. Un grup de cadre didactice din școala noastră a lucrat la actualul plan de pregătire al asistentului medical generalist și programul de pregătire este unul foarte greu de făcut. Am lucrat vreo 3 ani de zile până să intre actualul curriculum în vigoare, cel din 2018, dar până să primim bun de tipar, a trebuit să primim să treacă prin furcile caudine să treacă prin furcile caudine și printre alții printre deținătorii acestor furci caudine au fost și cei de la Comisia Europeană care ne-au respins de vreo două ori programul și ne-au cerut, vă dau un exemplu, să introducem
să păstrăm, mai bine spus, că era și în vechiul program, să păstrăm pedagogie în anul 3. Dom'le, de ce îmi trebuie pedagogie la nivelul pregătirii unui asistent medical generalist? Și și-au argumentat punctul de vedere, l-am acceptat și noi în cele din urmă, există module de etică medicală și așa mai departe. Da. Bun. Acum, dacă mi este permis, da, eu nu vreau să mă exonerez de răspundere în povestea asta. Chestiunea este că sistemul este construit de așa natură, mă refer la sistemul de sănătate, da, încât el îngreunează această relaționare corectă între personalul medical, medici, asistente medicale în principal, și pacienți, familie, aparținători. Mă întâlnesc cu absolvenți ai școlii în spital și observ destule lucruri. Am fost și eu pacient, ca și dumneavoastră și ca oricare altul dintre telespectatorii noștri. Da? Observ anumite lucruri care nu sunt în regulă, nu pot să o fac pe profesorul pe holul spitalului în calitate de pacient acolo, dar le spun, citesc în ochii mei un soi de nemulțumire și îmi spun, așa stau lucrurile, așa, asta e cutuma. Bun, dar dacă mergem în continuare pe ideea, asta este cutuma, dom'le, nu putem noi să schimbăm nimic și spune fiecare că nu putem schimba, nu putem schimba, chiar că nu se schimbă nimic. Ba da, se poate schimba. Adică fiecare ar putea să încerce să schimbe. Absolut. Acum noi știm că schimbările de substanță nu se petrec peste noapte, nu se fac așa într-un mod magic, dar ele se fac, schimbările le fac oamenii. Lucrurile, oamenii sunt cei care fac ca lucrurile să se petreacă într-un anumit fel, într-un mod performant, calitativ sau, dimpotrivă, într-un mod disfuncțional și care suscită foarte multe interpretări și e expus foarte multor critici. Evident. Exact. Da. Ăsta este doar un aspect, însă, al profesiei de asistent medical generalist, foarte important de altfel. Da? Să comunicăm, să empatizăm, să înțelegem că pacientul... El este cel suferind. El este actorul principal din film. Exact, cum, exact, exact. Ne place nouă să spunem și la cursuri. Și asistenții medicali, da, și infirmerele și medicii trebuie, da, să înțeleagă. Absolut. El este actorul principal. Noi suntem în jurul lui. Noi îl ajutăm. Bun, dar toate aceste lucruri mi-a spus că se și predau la școala, da, post-specială sanitară. Da. Dar există cumva proiecții video în care să se vadă, domnule, cam așa ar trebui să lucreze un asistent medical. Cam astea cum sunt îndatorile lui. Adică, asta din punctul ăsta de vedere, da, școala post-liceală sanitară este dotată cu tot ce are nevoie? La ora actuală, școala post-liceală sanitară Grigore Ghica Vodă din Iași este dotată și nu de azi de ieri, să știți că de o bună perioadă de timp, este dotată cu absolut toată logistica necesară pregătirii temeinice a unui asistent medical. Cu ani în urmă am fost parteneri în proiecte europene, știți? Uh-huh. Dumneavoastră n-am avut posibilitatea să vă spun, dar reiterez aici ceea ce am mai spus de-a lungul timpului în alte emisiuni, cu alte ocazii, așa. Am fost în proiecte europene, în Belgia, în Franța, în Irlanda, în Spania și procedam acolo acum 10-12 ani, cum procedau chinezii în timpul Revoluției Culturale. Fotografiam totul. Imediat, tot, da, ca tot să aibă, da. Și am venit în țară cu, le-aș numi, exemple de bună practică, pe baza cărora am construit o infrastructură la nivelul școlii în anul 2012, ăla este punctul de reper, aș spune, absolut modern și deschis. Ne place să spunem noi, printre cele mai competitive școli post-liceale sanitare din România. De altfel, școala post-liceală sanitară Grigore Ghica Vodă din Iași e numele domnitorului Moldovei, corect, care, poate e bine de precizat, profesorul din mine nu se abține să nu facă precizarea asta, nu? E domnitorul Moldovei care, la mijlocul secolului XIX, a înființat Institutul Orfanotrofic, unde este acum Spitalul Cuza Vodă. Uh-huh. Da? Pe ulița Goliei, acolo. Revin. Școala de la Iași, școala de stat de la Iași, este cea mai mare școală de profil din regiunea de nord-est a țării. Noi școlarizăm în anul curent aproximativ 1300 de elevi, uh-huh, și suntem a doua școală din țară după Școala Post-Specială Sanitară Fundeni de la București. Partenerii noștri în foarte multe proiecte.
Deci e nevoie de o organizare riguroasă. Mm-hmm. Atunci, în 2012, când am construit laboratoare, săl de demonstrație, am pus videoproiectoare cu ecran în toate sălile de clasă. Foarte, foarte interesant, da. Ei, după 10 ani, realitatea ne-a obligat, în paranteză, și pandemia ne-a obligat, da, să trecem la un nivel superior. Și nu e nicio lună de când am pus display-uri interactive, uh-huh, în sălile de clasă. Am dat jos tablele de pe perete, tabla clasică, după care mai oftăm așa unii dintre noi. Să știți că da, să știți, da, că da. Ne, da, place praful ăla de cretă să ni se lipească de degete, dar să știți că un display interactiv poate suplini cu succes o tablă. Da. Văd la colegii mei care, deși erau reținuți la început, după câteva zile de exercițiu s-au acomodat. Dar în afară de asta, nu am pus aceste display-uri pe perete de dragul de a le pune ca să dea bine în poză. Noi trebuie să ne gândim la faptul că cei din bancă, elevii noștri, iarăși pun ghilimele, nu mai știu câte ghilimele am pus împreună în emisiunea asta, dar spun asta pentru că sunt și absolvenți de liceu, promoția 2022, deci tineri de 19-20 de ani, dar sunt și de 50-55 de ani, de vârsta noastră, să știți. Încearcă să-și schimbe... Încearcă să se reprofesionalizeze, da? E o vârstă totuși înaintată în care stai și te gândești, dar... Cu atât mai demn de toată admirația noastră, corect, acești, corect, oameni. Păi ce se întâmplă? Sunt în bancă profesori, cate didactice, da? Profesează în diverse școli, în diverse locuri. Ingineri silvici, medici stomatologi, medici veterinari, vă dau așa un exemplu. Statule, că domnul director, da, păi, eu acum nu mai înțeleg. Deci dacă ești medic lămurim. Veterinar, ai anumite câștiguri substanțiale, de ce vrei să devii asistent medical generalist? Încearcă să schimbe profesia, poate că... Dumneavoastră vă dați seama că în momentul în care pășesc pragul școlii în anul întâi și studiem dosarele lor personale și noi le punem aceleași întrebări, la care sperăm să găsim răspuns doar discutând câteva minute cu ei. Nu sunt satisfăcuți de profesie, nu reușesc să profeseze. Îmi spunea, eu ca medic veterinar, ca să-mi deschid un cabinet, îmi trebuie nu știu câte 10.000 de euro pe care nu îi am. V-am dat un exemplu. Da. Interesant. Sunt de asemenea oameni care, elevi, care au terminat o facultate absolut onorabilă la Universitatea Cuza și la alte universități, nu? Și care nu își găsesc loc de muncă. Avem o problemă. Care încearcă acum să... Da, știți care să se reprofesionalizeze. Și acești oameni care sunt trecuți de prima tinerețe, da, să știți că reușesc cei mai mulți dintre ei să-și gestioneze timpul într-un mod absolut uluitor între serviciu, da, obligații familiale, corect, obligații sociale, pentru că suntem niște ființe sociale, corect, școală. Da. Dar cursurile, da, școlii se țin, da, dimineață, după amiază? Sunt și ore și cursuri din programul de dimineață, uh-huh, de la 8 la 14, sunt și cursuri din programul de după amiază, de la 14 la 20, în funcție de profesori, corect, fiindcă avem foarte multe cadre didactice asociate. Da. În, da, cazul nostru, da, specialiști în domeniul sănătate, medici, da, de diverse specialități, asistenți medicali. Care dimineața sunt la serviciu și după amiază vin să predea. Și după amiază vin și predau aceste ore la asistenți medicali generaliști. Da? V-ați gândit cumva ca pe viitor să măriți numărul de elevi pe care îi școlarizați? Păi, dacă vin din absolut toate domeniile și vor să se reprofileze, da, înseamnă că e o cerere mare. Păi s-ar putea să vă mire faptul că noi acum suntem într-un
punct de jos al graficului cu 1300, pentru că am avut 1800. Uh-huh. În ultimii ani a scăzut interesul pentru școlile posticiare sanitare? Da. Noi când construim strategiile de dezvoltare a școlii, avem în vedere și numărul absolvenților de liceu din promoțiile curente, dar având relațiile pe care le avem profesionale cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, da, 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 cu alte instituții, putem să luăm pulsul societății în ceea ce privește interesul pentru această profesie. Acest interes a scăzut. Este în continuare ridicat, dar nu este la aceleași cote la care era acum câțiva ani. Da. Când plecam la drum cu 1800 de elevi. Așa este. Astă toamnă am plecat la drum cu 1300 și ceva. Acum trebuie să știți că mulți dintre ei renunță. Uh-huh. În anul întâi, în primele săptămâni de școală, încercăm să avem o discuție cu bobocii, da? Care s-ar putea să găsească în școală o realitate pe care nu o anticipau, să fie altceva. Poate erau îndrăgostiți de filme artistice, de Anatomia lui Grey, da, de da. Dr. House. Realitatea este cu totul alta din film. Foarte mulți dintre ei au un exemplu în familie. Mama e asistentă medicală, da. Mătușa e asistentă medicală. O rudă este da. Asistentă medicală. Dar sunt printre ei care, după 2-3 săptămâni de școală, vin și își asumă această poziție, nu e de mine, nu e ce vreau eu. E totuși un lucru bun pentru că este înțeleg că onest. Este viitorul lui. Sigur, da. Este atunci onest în primul rând față de ei, da. Este onest și față de noi, este onest și față de familie pentru că se plătește o taxă școlară. Exact. Noi avem locuri bugetate de la stat, dar avem și locuri cu taxă. Corect, e firesc, un lucru firesc. Iar așa ca exemplu, înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră, am semnat a 80-a cerere de retragere din școală în acest an școlar. Și cu siguranță vor mai urma, estimăm noi, cam încă pe atâtea, până în august. Da, nu este tocmai plăcut. Domnule director, mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Să știți că meseria de asistent medical nu este una ușoară. Ca să puteți să deveniți asistenți medicali, trebuie să urmați o școală post-liceală. Aveți posibilitatea să mergeți la școala post-liceală sanitară. Stați, nu greșesc, că după aceea Grigore Ghica Vodă din Iași. Școală post-liceală sanitară de stat. Acum, într-adevăr, cum a zis și domnul director, condițiile sunt extraordinare pentru a învăța, pentru a vă forma profesional. Dar nu trebuie să gândiți așa, domnule, m-am văzut eu așa niște filme ca în Statele Unite ale Americii. Nu. Aici, în România, acesta este sistemul de sănătate. Sunteți formați nu numai pentru sistemul de sănătate din România, sunteți formați pentru sistemul de sănătate din Europa. Mai că trebuie să vă asumați o anumită responsabilitate și dumneavoastră. Școala este pregătită să vă învețe. Dumneavoastră sunteți pregătiți să învățați? Până data viitoare, cele bune! La revedere!